ianuarie 513, eliberarea domnului Alexandru Ciobanu din funcție de director general adjunct pentru probleme fitosanitare al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Hotărârea va intra în vigoare la data încheierii concediului medical al domnului Alexandru Ciobanu. Este o situație, mă rog, des întâlnită la noi, fiindcă la ultima discuție omul arăta destul de sănătos. Înțeles că practică sportul, dar s-a îmbolnăvit subit la momentul când a înțeles că se pregătește această decizie. De aceea rog să aprobați acest proiect de hotărâre și rog pe domnul Porcescu să asigure îndeplinirea obligațiunilor funcționale pe acest domeniu cu forțele specialiștilor care veți în subordine până la revenirea din covalescență a domnului Ciobanu și până la numirea unei alte persoane. Vă rog, dacă sunt careva precizări, trebuie să luăm asemenea măsuri și vă asigur că nu voi ezita în niciun mod să propun și alte măsuri pe alte dimensiuni de fiecare dată când se vor începe presiune asupra reprezentanților presiei, interogări prin telefon.